Vă salut, prieteni! Sunt Cezar și astăzi vom vorbi despre Marea Piramidă din Gizeh, numită și Piramida lui Cheops sau Khufu. Înainte de a vorbi despre acest monument impunător, voi începe prin a vă reaminti ce este o piramidă și principalele formule ce stau la baza calculării dimensiunilor și volumului piramidei. Definiția: piramida este un poliedru cu baza poligonală și fețele triunghiulare, care se unesc într-un vârf comun. În cazul nostru, piramida este un monument funerar gigantic de piatră. Piramida lui Cheops este o piramidă patrulateră regulată, adică baza este un pătrat și muchiile laterale sunt congruente, deci muchiile bazei sunt egale între ele și muchiile laterale sunt egale între ele, iar fețele laterale sunt triunghiuri isoscele. Centrul bazei este centrul cercului circumscris bazei. Înălțimea unei piramide regulate este distanța de la centrul cercului circumscris bazei la vârful piramidei. În următoarele cadre, vedem elementele unei piramide patrulatere regulate și formulele de calcul. L este latura bazei, H este înălțimea piramidei, AB este area bazei, PB este perimetrul bazei, AL este area laterală, AT este area totală, V este volumul piramidei. Pentru că am aflat ce este o piramidă și formulele aplicate pentru construcția unei piramide, trecem la subiect. Marea Piramidă din Giza, numită și Piramida lui Cheops, este localizată pe platoul Gizeh, orașul Gizeh, necropola anticului Memphis, actualmente partea capitalei Cairo. Deși aparent piramida are 4 laturi, de fapt ea are 8 laturi, dar acest efect de împărțire nu este vizibil cu ochiul liber. Marea Piramidă a fost construită între anii 2700-2500 înainte de Hristos. Timp de 43 de secole, până în anul 1889, când s-a construit turnul Eiffel din Paris, aceasta a fost cea mai înaltă construcție din întreaga lume. Marea Piramidă a fost construită pentru faraonul Cheops, cunoscut și sub numele de Khufu, al doilea faraon al dinastiei a IV-a, fiul lui Sneferu și a lui Hteperes I. Acesta a urcat pe tron în jurul vârstei de 20 de ani și a fost faraon timp de 23 de ani. În prezent se cunosc foarte puține informații despre Cheops, acesta fiind dezvăluite câteva secole după moartea sa în istoria lui Herodot. Singura statuie a sa care a fost găsită are în jur de 8 cm. Aceasta este singura minune a lumii care nu necesită descrieri ale istoricilor din antichitate sau ale poeților. Este singura minune a lumii asupra căreia nu se fac speculații referitoare la formă, mărime și prezentare. Este cea mai veche și totuși singura care a supraviețuit timpului. Contrar părerii generale, Marea Piramidă a lui Cheops, nu toate cele trei mari piramide, se află în lista celor 7 minuni ale lumii antice. Potrivit lui Herodot, construcția ei ar fi durat peste 20 de ani și la ea ar fi lucrat 100.000 de oameni. Întâi a fost pregătit locul de amplasare și au fost transportate blocurile de piatră. În construcția piramidei s-au folosit în jur de 2.300.000 de blocuri de piatră. Fiecare bloc cântărește, în medie, 2 tone jumătate, iar piramida în sine cântărește 6.500.000 de tone. Acestea au fost luate de la cariera de piatră de la Aswan, situată la circa 845 km depărtare de locul în care s-a ridicat piramida. Piramida a fost construită inițial ca o piramidă în trepte și ulterior a fost acoperită cu piatră țepuită. O parte se mai vede în vârful piramidei lui Khefren. Avea la început 146 de metri, astăzi 138 de metri înălțime, latura de 227 de metri și cuprinde 2.521.000 de metri cubi de piatră. Concepută ca mormânt, Marea Piramidă conține trei camere: Camera Regelui, Camera Reginei și Marea Galerie, create în scopul de a găzdui trupul lui Cheops și al soției sale, precum și comorile lor pe care le-au luat cu ei în viața de apoi. Intrarea se află în fațeta de nord. Camera mortuară a faraonului se găsește fix în inima piramidei și poate fi accesată străbătând Marea Galerie și un coridor ascensional. La începutul acestei galerii există și un pasaj care duce către Camera Reginei.
camera regelui conține un sarcofag realizat din granit rosu, la fel ca pereții încăperii. Nu se mai găsește aproape nimic în camera regelui. Cu excepția sarcofagului, s-a furat tot din această încăpere, inclusiv trupul și comorile faraonului. În plus, carcasa albă de calcar, care cândva acoperea exteriorul, a fost luată și folosită de diferiți conducători și regi în alte proiecte de construcție. În 1168, arabii au ars o parte din Cairo și când egiptenii au început să-și reconstruiască casele, au scos plăcile albe din piramidă. Din acea piramidă, strălucind ca o piatră prețioasă, a rămas doar un corp în trepte, așa cum se vede acum. Este extrem de interesant modul în care a fost încăperea construită, pietrele camerii potrivindu-se atât de bine, încât nu se poate introduce între ele nici măcar un card. Orientat conform direcțiilor busolei, sarcofagul este cu doar un centimetru mai mic decât intrarea în cameră, motiv pentru care se presupune că acesta a fost introdus aici încă din timpul construcției piramidei. Atunci era folosit un proiect pentru exteriorul piramidei, o șlefuire și a dispărut de-a lungul timpului. Piramida este așezată exact pe paralela de 30 de grade, ceea care separă în mod egal uscatul de ape. Fiecare fațadă a piramidei este orientată cu precizie către un punct cardinal, nord, est, vest și sud. Diagonalele prelungite ale piramidei lui Cheops traversează centrul fiecărui continent. O latură a bazei piramidei are 365 de coci și aproape un sfert, exact câte zile are un an. Blocurile sunt așezate la un unghi de 60 de grade față de sol. Unghiurile pe care le face baza piramidei pe sol sunt unghiuri drepte cu o eroare de 3 minute pe grad. Colțurile piramidei bazei sunt îndreptate spre cele 4 puncte cardinale. Dublul perimetrului bazei dă valoarea 1 minut de grad pe meridianul ecuator. Înălțimea piramidei înmulțită cu 1 miliard se aproximează distanța medie de la Pământ la Soare. Perimetrul împărțit la dublul înălțimii dă valoarea pi. Greutatea piramidei înmulțită cu 100 de miliarde dă greutatea planetei și șirul acestor ciudățenii ar putea continua. Vă mulțumesc pentru vizualizare. Pentru mai multe videoclipuri, abonați-vă, distribuiți și dați like.